Ce simți? Cum simți că ești cu persoana care ți-e sortită? Ori, nu e așa. Nu e pe simțul regii. Este și pe simțul, dar e mai mult pe simțire, care este cu totul altceva. Trebuie verificat. Trebuie să ne rugăm, dar și verificat. Mai mă potrivesc, mă simt bine în prezența cuiva. Sau nu. E ca la Sfintele Moaște. În fața Sfintelor Moaște, nimeni nu are frică. Nici copii, nici bătrâni, nici femei, nici nimeni. Să vă duc, bale mai și cupa. În preajma unui cadavru, ne ducem noaptea la privere, ăla se duce și aduce lemn, ne aduce și rămâi singur așa cu mortul în casă, nu prea ce bine. Așa și cu situația asta. Dacă mă simt bine, îmi produce o stare de pace, este echilibrat, așa, înseamnă că simt lucrul ăsta. Cum îți dai seama că ai găsit persoana potrivită? Cum se menține o relație sănătoasă? Cum trebuie să ne comportăm cu partenerul nostru ca să avem o relație sănătoasă? Așa, așa, așa. Nu există reguli din astea. Trebuie să avem o manifestare firească. Firească. Totul trebuie să fie firesc. Și trebuie să văd în celălalt pe Hristos. Dacă eu în celălalt nu văd Hristos, pe Hristos, dacă nu văd biserica în femeie, atunci nu este o relație firească. Eu trebuie să am această relație firească. Și dacă am o relație firească, apoi vedem ce e de făcut.